Salutare, prieteni! Astăzi, când am venit de la școală, am făcut această vătătoare. Aici am tăiat-o cu un fel de ferestrău, nu știu cum se cheamă mai exact. Am făcut și niște găuri pe podea, deoarece iepurașii mici, când se vor urina, să se ducă urina, să nu rămâie că acesta este un fel de lemn, adică nu este lemn, un fel de carton care este de la niște uși, de la dulap. Așa, tătătoarea aceasta este pentru femeia aceasta sură. Din încă. Până și vei face cunoștință cu noua ta tătătoare. Așa. Uite în ea, uitați-vă, să vă arăt direct în ea. Și cum îți pare vătătoarea, doamna iepuroaică? Așa. Eu zic că arată destul de bine. Aici am pus așa niște două din astea, nu știu cum se cheamă. Le-am găsit și eu. Așa, se deschide. Se închide. Este aici. Și astăzi vreau să-i fac o promovare lui Survival Raul. Are 30 ceva de abonați. El postează cu căței lui și cu găini și zic că face treabă bună. Așa. Această femeie, când am dat-o la masculul acela sur de acolo, am mușcat-o toată pe aceasta și nu știu dacă se vede, dar acuși voi arăta. Uitați-vă, așa am mușcat-o toată, este și aici, și aici, și pe aici, am mușcat-o mai mult. Și spuneți dacă să vând acest mascul și să-i mai cumpăr o femelă sau să îl țin. El este un mascul foarte bun, dar se mai bate cu femelele. Este foarte bun. Și acesta este bun, dar este cam ca acesta. Uitați-vă. Spuneți să-l vând sau nu. Este o corcitură între iepure de casă și berbec german, uitați-vă, așa a lăsat o ureche, dar nu prea. Mama lui, nici tatălui. Tatălui era fix ca el, dar mama lui este mama la acești frați, la masculul acesta și la femelele acelea două. Așa. Și vreau să-i spun lui Survival Raul, dacă se uită la acest videoclip, să dea like și să se aboneze și să scrie ceva în comentarii. Și vom vedea. Pentru cei care mai vreau promovări, să îmi scrie în comentarii. Și încep. Uitați-vă, a ieșit doamna la plimbare. Stai, stai. Uitați-vă, se vâră în vătătoare. S-a deprins repede, iar acum luăm și punem vătătoarea în cușcă. Am luat două listuri de foaie de ardezie deasupra și punem vătătoarea. Punem un pic pe pauză, că este destul de grea. Așa arată înăuntru. Pun un pic pe pauză. Am pus și vătătoarea. Așa arată cam cușca din înăuntru. Așa, această cușcă are vârsta cam de 3 ani, prin martie are 3 ani. Cam când m-am apucat și eu de iepuri. Când m-am apucat aveam niște iepuri californieni și neozelandez roșu. Dar vara a venit bolile și nu prea știam cu ce să-i hrănesc, îi hrăneam cu iarbă verde, cu frunze și mureau. Mi-a murit și
femele cu pui și... Dar de atunci nu mi-a mai murit niciun iepure. De în vara anului, stați, 2015 mă tincă, era așa, aceea hrănitoare, acela nu l-am pus de mult, nici acela. Și așa este. Se deschide. Îl voi deschide, mă voi uita dacă va făta cât e proașare. Iar acum vreau să mă duc să acopăr cușca și să vedem iepuraica în fătătoare. Eu zic că nu este de vreme că am pus fătătoarea până pe 13 martie, dar nu e de vreme. Am acoperit și cușca. Așa arată. Cum intri, este așa un loc. Îi voi pune sarea bolt așa aici.